Bine v-am regăsit la Vocile Cetății, sunt Florin Cotos. Inginer de profesie, invitatul meu de astăzi a condus mulți ani o întreprindere importantă din Suceava. Apoi, în 1999, a părăsit România și a ocupat poziții importante la companii din Germania și Statele Unite. Revenit acasă, domnul Dan Nichiforel, fostul director de la întreprinderea de rulmenți din Suceava, intră în politică. Devine activist USR, partid pentru care a candidat în 2020 pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, iar acum reprezintă USR Plus în Consiliul Local al Municipiului Suceava. Bine ați venit la noi! Au trecut deja 2 ani de când sunteți consilieri. Cum vă regăsiți în această funcție? Cum vă simțiți? Sunteți mulțumiți de ce se întâmplă? Da, mulțumesc mult pentru invitație mai întâi. Au trecut 2 ani, fără să dau seama. Și am încercat să impun ritmul cu care am fost obișnuit în experiența mea prin Statele Unite în ultimii 13 ani. Am încercat să vin cu noutăți, am încercat să ofer mai ales lucruri din poziția de profesionist. Am încercat să fac lucruri care par neobișnuite pentru colegii mei. Eu încerc să profit de prezența noastră pentru a încerca să facem câteva comparații un pic. Spuneți-mi, înainte de a pleca din România, nu știu, ați făcut politică, ați avut activități de genul ăsta, deci nu înainte de 89, ci din 90 până în 99. Nu am făcut politică în viața mea, am intrat în politică. Deci nu putem face o comparație, să spunem, cum ați lăsat. Dar ați urmărit viața politică de până în 89. Cum ați lăsat-o și cum ați găsit, să spunem, acest palier al politicii care influențează pe toată lumea? Am realizat foarte repede că deziluziile și nemulțumirile, așteptările cetățenilor sunt cumva neîmplinite. Faptul că în ultimii 30 de ani în România oamenii politici au promis foarte multe, au realizat foarte puține, a creat așa o stare de neîncredere în primul rând, neîncredere generală, trebuie să fiu foarte corect, în clasa politică, în oamenii politici. Ba mai mult, cei tineri, pe bună dreptate, se manifestă într-un mod mai direct, la modul că chiar devin total neîncrezători, ca să nu spun mai dur, în ceea ce fac oamenii politici. Am intrat în administrația locală cu gândul principal să ofer din experiența profesională. Am lucrat în afară, am lucrat în firme mari, m-am ocupat cu proiecte mari. În acele proiecte mari, foarte multe lucruri care țin de utilități, de exemplu, ar fi putut fi folosite în Suceava. Și de aceea am intrat cu gândul ăsta să pun umărul. Chiar, așa. Deci înțeleg de noastră că, sau prima concluzie pe care o trag din ce spuneți dumneavoastră, că puneți egal între nemulțumirile oamenilor și activitatea politicienilor, sau nemulțumirile oamenilor sunt legate direct de activitatea care nu ar fi chiar cea așteptată, sau rezultatele muncii politicienilor nu ar fi. Eu vreau să spun că nemulțumirile așteptate sunt justificate pentru că văd realizările. Știu cum am lăsat Suceava în 99, am întâlnit-o, bineînțeles, nu pot să spun că la fel, am întâlnit și lucruri care efectiv m-au entuziasmat, am dat și exemple, Teatrul Matei Vișnec, de exemplu, e un lucru formidabil, am întâlnit tineri, media în general este, să zicem, la nivelul cu care am fost obișnuit în afară, dar faptul că Suceava a rămas fără unități productive și nu s-a pus absolut nimic în loc, ci doar niște moluri. Și comerțul este bun, dar fără producție, fără unități productive,
Tinere nu au mai avut ce să facă prin zonă și efectiv asta este cauza, după părerea mea, a exodului tinerilor. Am venit cu gândul să încerc să discut cu colegii mei, să facem pași importanți, decisivi, în zona atragerii de unități productive, unități productive de, să zicem, detalii mare, pentru că serviciile în general sunt ok, prin Suceava micile firme, micile afaceri sunt și ele pe o pantă ascendentă, dar mari producători lipsesc. Pe lângă mari producători se pot genera afaceri și pentru mici producători. Ori am observat că asta este o vulnerabilitate majoră în Suceava și de aceea am intrat spuneam că profit de dumneavoastră ca să putem face niște comparații. În același fel, să spunem, așteptările colegilor noastre, a subordonaților noastre din Germania și din Statele Unite aveau aceleași așteptări față de clasa politică din Germania și din state. Considerau că tot ce li se întâmplă bun sau rău este rezultatul muncii mai mult sau mai puțin eficiente ale politicienilor? Din start, cred că nu putem să ne comparăm cu Germania, cu Statele Unite nici atâta. Acolo politicienii sunt eficienți, se vede în nivelul de trai, se vede în modul în care trăiesc cetățenii în Germania și în Statele Unite. Eu sunt convins că eșecul livrării politicienilor către cetățeni a condus la starea în care se află în general societatea românească și în special Bucovina, în special municipiul Suceava. Eu am lăsat un municipiu Suceava cu industrie, era pe undeva pe la mijlocul țării. Când am venit, am dat fuga la cifre, în statistică, am descoperit că nu numai municipiul Suceava, tot județul este pe la coada clasamentelor. Am văzut salariul minim, pensia minimă, am văzut veniturile populației, am văzut că nu există o activitate industrială, am văzut că pur și simplu lucrurile astea au fost uitate. Lucrurile astea sunt importante și de aceea am intrat în administrația locală să încerc măcar să insuflu un nou ritm colegilor mei, să încercăm să schimbăm ritmul, da. Că altfel încrederea care este la un nivel foarte scăzut, să nu zicem negativă, se poate transforma într-un lucru și mai dăunător, într-un fel de, pe drept cuvânt, o revoltă, pentru că așteptările astea pe o perioadă atât de îndelungată, 30 de ani, nu sunt bune la nimic, nu apar, nu au de unde să apară rezultate dacă nu facem nimic, schimbăm și dacă nu ne schimbăm în primul rând ritmul activității. Da, vă văd foarte tonic, așa foarte optimist și chiar mă mir la 2 ani de... De ce spun? Pentru că de regulă consiliile locale sunt așa mai mult o zonă, să spunem, de dezbatere, în condițiile în care se mai realizează dezbatere într-un consiliu local. În puține locuri am văzut, sau puțin consilieri am văzut care să încearcă să depășească măcar, știu eu, zona impusă de partide. Mai este consiliul local o zonă în care un individ, un simplu consilier se poate manifesta, să vină cu soluții, să facă ceva? Nu mai există acea, am avut de multe ori senzația, acel capac al partidelor politice care tranșează totul la nivel de organizație, iar ședința de consiliului doar așa, știu eu, mai mult un dat. Ședințele de consiliu nu sunt formale. Un singur consilier nu poate să facă nimic. Eu și în situația asta sper ca să reușesc să influențez pe colegii mei pe care îi stimez, pentru că sunt tineri, au familii, au servicii și vin la ședințele de consiliu local și să știți că agendele sunt destul de
voluminoase, sunt 30-40 de puncte. La un moment dat, la un singur punct pe ordinea de zi pot fi 80, poate și mai multe pagini de parcurs. Eu încerc să insuflu un cu totul alt spirit. Trebuie să vorbim, într-adevăr, dezbaterea este utilă. Acțiunea. Lucru pe care am observat că nu prea merge, îl reprezintă acțiunile. Acolo se iau hotărâri, dar trebuie acțiuni, trebuiesc făcute priorități, planuri și ținte. Nu sunt deloc bucuros de faptul că am luat acolo decizii, am hotărât, am votat și după 6 luni, de exemplu, nu s-a întâmplat nimic. Ba mai rău, anumite proiecte, dau un exemplu la care nu este întâmplător, este un exemplu la care noi și eu personal țin foarte mult, Parcul Șipote. Am venit cu ideea concursului de proiecte, am făcut o temă tehnică în Consiliul Local, am lucrat foarte mult, domnul primar a fost supărat pe noi pentru că a durat o vară întreagă până am făcut o temă de proiectare corectă. S-a licitat, s-a făcut studiu de fezabilitate și tot așteptăm de prin sfârșitul anului 21, de prin septembrie, tot așteptăm proiectul. Am văzut vara trecută niște planșe, n-arătau rău pe acolo, niște planșe făcute de mână, am văzut niște alei care simbolizau bourul, stema Moldovei. Okay. Spuneam că lucrurile sunt pe direcția cea bună. Se împlinește un an, din păcate, n-a apărut proiectul, n-a fost licitat, apare vremea bună, n-au început lucrările, în ritmul ăsta nu se întâmplă nimic. Așteptăm ultimul an de mandat? Nu mai bineînțeles, riscăm ca în ultimul an să dăm lucrurile peste cap și stilul ăsta vrem de ceva a face... în ultimul an înainte de alegeri, vrem populației un proiect împlinit. Exact. Poate. Iar stilul ăsta, vreau să-l fac public, nu ajută pe nimeni, nu este bun pentru cetățeni, nu este o dovadă că suntem responsabili și nu este un lucru care să schimbe trendul activității în Consiliul Local. Pierdem încrederea. Noi, în primul rând, prin activitatea noastră, trebuie să inspirăm încredere. Poate că par puțin, hai să zicem pe românești, picat din lună, dar încrederea este totul. Am pierdut încrederea, e bine să mergem acasă, să lăsăm pe alții, pentru că nu se mai întâmplă absolut nimic bun pentru cetățeni. Există riscul la un moment dat așa să intri într-un soi de letargie. Lucrurile merg bine și așa. Este o singură voce acolo care ne poate deranja. Cum ieșim din cutuma asta? Cum reușim să le arătăm celor care au responsabilități în zona aceasta executivă? Dumneavoastră vorbeați de acțiuni. Acțiunile pot veni doar din zona executivă. Soluția este foarte simplă. Ori livrăm și încercăm să echilibrăm balanța, ori livrăm populației măcar ceva din ce am promis, ori părerea mea este să lăsăm pe alții, pentru că efectiv încurcăm lumea, încurcăm orașul ăsta și tinerii nu mai au absolut nicio speranță dacă nu se întâmplă ceva în viitoarele luni, de exemplu. Spuneți-mi, care credeți că sunt motivele pentru care se acționează în acest fel? Vorbim de oameni totuși cu experiență, cu mandate între, ca să spun așa, în spate. De ce credeți că a fost adoptat acest tip de acțiune sau inacțiune mai degrabă? Eu, cu riscul cam să fiu radical, vă spun, vin din mediul privat, acolo lucrurile se întâmplă cu viteză, acolo lucrurile se fac cu anumite instrumente, în anumiți pași, există priorități, există ținte. Lumea acolo nu caută scuze pentru că pierde vremea. Dacă nu adoptăm un stil de lucru
cât de cât similar cu cel al privaților, al marilor corporații. Îmi pare rău că trebuie să spun, cetățenii nu se vor alege cu mai nimic din activitatea Consiliului, pentru că au trecut prea mulți ani, foarte multe lucruri. Într-adevăr, există birocrație, într-adevăr foarte mulți din executivul primăriei au o teamă ca nu cumva, legile sunt dure, într-adevăr, se greșească. Dar este un lucru simplu, atâta vreme cât nu ți-ai însușit un folos necuvenit, poți să-ți faci treaba fără nicio frică că cineva te va acuza și că la un moment dat poți să greșești. Ați și că o greșeală poate să fie atât de dramatică care să conducă la o acțiune în instanță și așa mai departe. Mie nu mi-este frică, într-adevăr toți greșim. Este imposibil. Putem greși la un moment dat. Sigur. Spuneți-mi, ați sesizat la primăria Suceava să spunem, dau ca exemplu, un soi de frică de acest descris? Bineînțeles, ăsta este un lucru care nu există la mine. Mie, eu nu înțeleg treaba asta. Încerc să înțeleg, pentru că toți îmi spun că au un job, un serviciu. Este complicat să-ți păstrezi un serviciu, toți au familie, eu ba, nu este complicat deloc. De ce spuneți că este complicat? Legea în România favorizează, dacă vreți, de stabilitate funcționarului public. Știți cât de greu poate fi înlăturat un funcționar public? Nu cred că acesta este motivul. Da, eu cred că există un echilibru și nu cred că simplele greșeli pot să conducă la lucruri dramatice. În orice profesie se fac greșeli. Eu am făcut greșeli, am învățat cel mai temeinic din greșeli. N-am furat, n-am pus mâna, nu mi s-a întâmplat nimic, nu văd de ce mi s-ar întâmpla aici. Deci frica de greșeală ar putea fi una dintre cauzele care frânează. Am simțit în discuțiile cu executivul din primărie, am simțit lucrul ăsta. Mai întâi se asigurau că totul este ok din punct de vedere legal, bineînțeles este că normal să tot ce facem trebuie să fie legal, nu trebuie să cunoaștem legile în primul rând. Să nu le... Dar nu trebuie să fie o piedică, dimpotrivă. Eu cred că executivul de acolo poate să livreze mai mult. Lumea trebuie să fie motivată, stimulată, trebuie să fie și protejată, bineînțeles. Dar trebuie făcut ceva, trebuie să se lucreze în echipă. Și lumea trebuie să schimbe, după mine, ritmul, pentru că, într-adevăr, există niște legi ale achizițiilor publice, ale investițiilor publice, acolo sunt niște pași de parcurs, fiecare pas înseamnă timp, cel puțin o lună, două, trei, dar nu putem explica cetățenilor lucrurile astea, pentru că la un moment dat, dacă uităm cum este, revin la proiectul cu parcul Șipote, dacă uităm de un proiect pe undeva, nu știu pe unde, asta nu înseamnă că noi suntem mai precauți și facem lucrurile mai meticulos, mai temenic și așa mai departe. Spuneți-mi, aș vrea să înțeleg, există senzația la un moment dat că anumite priorități, dacă vreți, de tip electoral sau care pot aduce un avantaj, să spunem, partidelor, sunt înaintea unor acțiuni administrative care, așa cum observați și dumneavoastră, ar putea livra diverse populației? În Consiliul Local al municipiului Suceava, eu nu am simțit că se face prea multă politică. Colegii mei încearcă să facă mai multă administrație, fiecare are o anumită profesie, are expertiză într-un anumit domeniu. Nu am simțit că bătălia politică este un lucru care să afecteze deciziile noastre sau viteza noastră de reacție. Nu am simțit așa ceva. Dimpotrivă, atmosfera este ok acolo. Toți sunt oameni de la care personal am ce să învăț. Vreau numai să încerc să facem ceva ca împreună să schimbăm ritmul.
Am înțeles. Spuneam la început că există situații în care ședințele de Consiliu pot fi o simplă formalitate. Sunt localități. Eu urmăresc din 95, în 1995, spre exemplu, ședințele de Consiliu de la municipiul Rădăuți. Și au fost momente în care presiunea din partea partidelor care aveau reprezentanți în Consiliul Local ajunsese să fie atât de mare încât, practic, dezbaterea era la partid. Iar când ajungeau în Consiliul Local, consilierii nu făceau altceva decât prin vot să exprime voința, știu eu, organizației locale de partid, anulând practic rolul fiecărui consilier de acolo, care avea dreptul la propria, dacă vreți, opinie. Ați avut senzația că, știu eu, la un moment dat în Suceava, decizia de la partid este mai importantă decât decizia luată ca rezultat al dezbaterii în Consiliul Local, că este altcineva care poate dicta modul în care se votează un proiect sau altul? Din păcate, așa este. Există o majoritate. Foarte multe proiecte care sunt de mare interes pentru cetățeni. Eu încerc să dau exemplele legate de buticuri, de chioșcuri, de spații verzi, de tot felul de aprobări, avize de construcție, de blocuri între case, de case prin câmp, fără utilități și așa mai departe, trec cu viteză pentru că există, hai să-i spunem, un fel de mașină de vot acolo. Uh-huh. Și practic dacă Nichi Forel, de exemplu, are o altă părere, pur și simplu nu este are decât o singură opțiune, să voteze abținere sau împotrivă, iar părerea, nu pot să mă plâng că părerea mea n-a fost luată în considerare. N-am avut foarte multe intervenții decât pe câteva proiecte la care mă pricep și la care am expertiză, dar există această mașină de vot, ea nu este bună. Nu este bună pentru că așa se întâmplă ca în oraș să apară tot felul de lucruri de care ne împiedicăm și ne întrebăm cum Dumnezeu au trecut pe acolo unde sunt 23 de oameni educați, toți cu tot felul de expertize, oameni pe care se poate conta și totuși vedem că apar chioșcuri, că dispar spații verzi, vedem că apar blocuri mai înalte decât cele care au fost construite în jur, la distanțe foarte mici unele de celelalte. Orașul nu se dezvoltă după niciun fel de regulă de urbanism. Nu avem, este trist să spun, un plan urbanistic general al Sucevei actual. Eu cer scuze dacă există, nu l-am văzut de când sunt consilier. Foarte mulți întreabă de el. L-am auzit pe domnul primar, l-a promis în vreo două rânduri și la sfârșitul anului 2021 și la sfârșitul anului 2022 nu există acest plan urbanistic general care să regleze activitățile comisiilor de urbanism și din primărie și din Consiliul Local și care în final să se vadă în urbanistica Sucevei. Suceava are vulnerabilități foarte mari. Am încercat să-i explic. O șosea de centură ring, deci închisă de 360 de grade cu Mare Rădăuțu, nu există. Din punctul ăsta de vedere, mobilitatea urbană este în afectată. Suceava este profund afectată. Nu există în Suceava rezolvată problema spațiului central. Centrul Sucevei trebuie, nu sunt arhitect, sunt inginer, dar centrul trebuie redat cetățenilor. Centrul Sucevei e plin de parcări, acolo cetățeanul, în loc să se relaxeze, se umple de nervi de mașinile care sunt parcate pe acolo și efectiv cetățeanul
nu trăiește într-o cetate din care să culeagă satisfacție, să culeagă energie care să îl facă să trăiască într-o urbe, ci pur și simplu este bombardat, spun foarte direct, cu tot felul de lucruri nocive. Și până la una revin, totul pornește de la un singur lucru, trei litere, PUG, Plan Urbanistic General. Nu există. Spuneți-mi, ca să putem înțelege și noi, dacă își propune, să spunem, consilierul local, Nichi Forel, să vină în consiliul local și să aducă argumente care să-i determine pe colegii de la alte partide să schimbe, poziția, decizia celorlalți, există această posibilitate ca prin argumente. Bineînțeles, bineînțeles. Au fost cazuri în care, să spunem, de la colegii noastre de la PNL sau de la PSD care veniseră cu tema, să spunem, de acasă, prin argumentele colegilor, argumentele noastre să schimbe poziția? Au fost situații de genul ăsta? Trebuie să recunosc că în câteva rânduri am avut succes. Am inițiat chiar și un proiect de hotărâre de Consiliul Local. Zâmbesc pentru că noi fiind în opoziție n-aveam nicio șansă să trecem vreun proiect teoretic gândindu-ne la acea mașină de vot, dar trebuie să recunosc că și colegii de la Partidul Național Liberal, de exemplu, și de la celelalte partide au înțeles. Am trecut, de exemplu, proiectul pentru Suceava, unul din cele 100 de orașe neutru climatic. Și pentru asta le sunt recunoscător colegilor. Domnul primar a fost chiar inspirat că a introdus pe ordinea de zi că până la urmă el este el este inițiatorul, el este responsabil la tot ceea ce el este ales, este legitim, toate lucrurile bune îi se datorează, din păcate și cele rele tot ar trebui să fie recontate, da? Și din punctul ăsta de vedere, eu zic că depinde de abilitățile noastre individuale să convingem colegii. N-am avut niciun moment senzația că există vreo unul din cei 23 de consilieri cu care să nu pot să stau de vorbă. Înțeleg, crezi și prezumția de bună credință. Există. Citeam la un moment dat una dintre declarațiile făcute de dumneavoastră când ați intrat în politică, a fost publicat într-un ziar local și am reținut doar acolo o expresie prin care arătați că se simte nevoia unei curățenii morale, mai ales în rândul clasei politice. Exact. Dacă ar fi să ne raportăm la ce se întâmplă în Consiliul Local, ce se întâmplă viața politică locală. Cum se întâmplă lucrurile în Germania. Nu mai zic în America, cei care decid să devină servanți publici trebuie să fie imaculați. Și aici zâmbesc puțin. Trebuie să fie mai curați decât albă ca zăpada. În momentul în care îți propui să oferi cetățenilor, trebuie să uiți de familie, trebuie să uiți de absolut tot ce ține de tine ca și individ și să fii preocupat să oferi și să fii într-un permanent dialog și în sincronism cu cetățenii, pentru că la un moment dat putem fi noi Einstein, să oferim ceva care este poate foarte valoros, dar de care cetățenii nu au nevoie și atunci lucrurile merg într-o direcție greșită. Deci servanții publici trebuie să fie imaculați, corecți și trebuie să fie un exemplu de bună conduită, pentru că numai așa putem câștiga. Eu tot revin, pare ceva naiv, revin la încredere. Nu putem să o câștigăm altfel. Încrederea se câștigă numai prin acțiune, numai prin decizii, prin activitate, prin rezultate. Eu am învățat în Germania, de exemplu, că este bine mai întâi să fac un lucru, după aceea să vorbesc despre el. Nu cred că promisiunile ajută la ceva. Faptul că vorbim despre foarte multe proiecte de foarte mulți ani este un lucru rău.
Am aflat, sunt extreme, am aflat cu surprindere, sunt proiecte ale Consiliului Local de prin 2008, 2010, 2012 care nu sunt duse la îndeplinire și care încă nu s-a decis nimic. Deci, consiliile locale au decis, s-au făcut proiecte, banii din bugetul local pe acele proiecte au plecat, cetățenii nu s-au ales cu nimic. Am numărat, atunci când am fost candidat la președinția Consiliului Județean, în biblioteca Consiliului Județean, de exemplu, erau undeva la 1750 de proiecte aprobate și plătite, decontate, foarte multe, ba cele mai multe din fondurile, din bugetul local, și cu care nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu am rămas... Nimic bun. S-a întâmplat ceva, dar nimic bun pentru populația sau populația să aprecieze. Efectiv, n-au fost materializate și cetățenii nu s-au... Deci, au rămas la faza de proiect. N-au mai fost făcute sau au fost făcute sau au făcute prost și nu n-am mai știut... N-au mai fost făcute deloc. Sunt și exemple cu făcute prost, nu mai reiau și nu vreau să atingi pe nimeni despre groapa de pe Mestecăniș și nici nu vreau să vorbesc despre un proiect, apropo de proiectul pe care l-am propus cu parcul fotovoltaic fluțitor, da. Există un proiect, nu o să credeți, de parc fotovoltaic, nu este plutitor, este propus a fi realizat în fosta haldă de zgură a CET-ului din Suceava de prin 2008. Tot de prin 2008 am văzut proiecte aprobate, plătite, pentru zone industriale, pentru parcuri industriale și așa mai departe. La nivelul Consiliului Județean, la nivelul Consiliului Municipal. Consiliul Local, da. Al Sucevei. Și lista asta este foarte lungă, ori lucrul ăsta, cheltuirea banului public pe proiecte, pe studii, de fapt, mai degrabă. Care nu s-au materializat, în afară de faptul că îi o risipă, oamenii au fost informați despre cele proiecte. Au așteptări? Au așteptări. Așteptările au fost foarte multe și foarte înalte și de aici, să zicem, starea de... folosim un cuvânt mai puțin academic, de lehamete, a cetățenilor vis-a-vis de actorii politici locali. Bun, chiar aș vrea să povestim un pic despre unul dintre proiectele dumneavoastră. Vorbim tocmai despre proiectul parc fotovoltaic flotant de la Dragomina, care este acum, dacă vreți, de actualitate, pentru că a fost remarcat și la nivel național. Înțeleg că face parte din cele 10 proiecte care pot fi finanțate și care au fost apreciate de către Cities of Tomorrow, nu? Așa spun corect? Este un program de proiecte de concursuri. Așa. Inițiat de Camera de Comerț Română-Germană din București. El se cheamă Cities of Tomorrow, orașele de mâine. Uh-huh. Este la 11-a ediție și în acest concurs se înscriu, există și 3 secțiuni pentru business, o secțiune pentru ONG-uri și o secțiune pentru cei care fac administrație publică locală. Se înscriu proiecte din toată țara și nu numai. De exemplu, anul ăsta au fost înscrise peste 70 de proiecte. Eu mă bucur foarte mult că n-am avut, sincer, speranța că voi fi selectat. Proiectul pentru municipiul Suceava cu parc fotovoltaic flotant de pe luciu de apă al acumulării Dragomirna a fost selectat în top 10, deci în cele 10 care vor fi prezentate marțea viitoare la București, la Crown Plaza. Voi încerca ca în cele 5 minute să fac tot ce pot ca acest proiect să fie cât mai vizibil, clasat, ca să spunem, da? Să fie vizibil, asta e cel mai important. Într-o poziție
onorabilă, să spunem. Este foarte important, sunt și niște premii acolo, premiile, sincer, nu sunt ținta mea, ținta mea o reprezintă participarea, cei de acolo să afle că la Suceava sunt oameni care se interesează și care lucrează pentru domeniul ăsta al orașelor verzi. Haideți să le povestim un pic parte, în ce constă acest proiect. Haideți să le spunem. Este foarte simplu. După aprobarea, după includerea Sucevei în cele 100 de orașe neutru climatic, ne-am gândit ce are nevoie Suceava pentru ca să atingă ținta finală de neutralitate climatică până în 2030 și am văzut că avem nevoie de autobuze, avem deja 50 de autobuze, ceea ce sunt verzi, sunt electrice, vom mai avea încă 50 pentru zona metropolitană, dar acele autobuze noaptea trebuie puse la încărcat și cele care costă, vor veni trebuie puse la încărcat, de asemenea populația și instituțiile publice au mașini electrice, există prize pentru a încărca mașinile și dintr-o dată vedem că există un necesar de energie electrică. Anul trecut, când prețurile au explodat, pur și simplu deja am văzut că devine o vulnerabilitate majoră. Am încercat să găsesc soluții. Într-adevăr, soluțiile trebuie să fie de surse de energie. Dacă nu venim la Suceava cu o sursă puternică, de mare capacitate de energie, nu o să putem să ținem prețurile sub control, facturile nu vor scădea sub nicio formă. Pe de altă parte, toate aceste prețuri, mă gândesc la utilități, la apă, la canal, la transport urban, pur și simplu va acționa ca un bulgăre de zăpadă, va apare o presiune de avalanșă asupra prețurilor și atunci singura soluție este realizarea unei noi unități, unei noi capacități de energie care să suplimenteze oferta. Pentru că așteptând de la distribuitori să mai reducă din facturi, lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată. Eu am lucrat în multinaționale, știu cum se face acolo, toată lumea este atentă la profit, nimeni nu vrea să vândă la prețuri mici, ci dimpotrivă, și atunci consider că autoritățile locale, principala lor responsabilitate este să găsească o soluție. Așa am ajuns la terenuri în municipiul Suceava nu prea sunt, deci nu putem amplasa parcuri fotovoltaice pe un spațiu care să zicem că este nefolosit. Și așa am ajuns la acel luciu de apă. La acel luciu de apă care are 80 de hectare și care este nefolosit. Practic, acea amenajare hidrotehnică este abandonată de peste 10 ani de zile și ba mai mult, făcând acest proiect, practic e vorba de niște insule care se ancorează pe suprafața apei. Avem niște avantaje tehnice, în primul rând, eficiența sistemului este cu cel puțin 15% mai mare dacă am amplasa acele panouri pe câmp, de exemplu, nici nu mai vorbesc dacă le-am pune pe casă, iar pe de altă parte este vorba de 63 de megawați. Este o sursă de energie, echivalează cu vreo 75.000 de megawatts oră pe parcursul unui an, care ar fi suficient pentru toate UAT-urile din județul Suceava, nu vorbesc numai de municipiul Suceava, astfel încât facturile care vor veni ar putea să fie cât de cât compensate printr-o sursă proprie de energie ieftină și verde. Vorbesc ieftină pentru că în proiectul pe care l-am prezentat, costul mediu ar fi undeva între 10 și 12 eurocenți pe kilowatt, ar fi un cost undeva între 5 și 6 ori mai mic decât ceea ce se practică pe piață acum și practic proiectul, pe de altă parte, ar fi realizat cu granturi europene, ar fi amortizabil în mai puțin de 5 ani și mai mult, partea de inovație, să zicem, la acest proiect ar fi
stocarea energiei din timpul zilei în producție de hidrogen. Hidrogenul este combustibilul viitorului și are aplicații imediate, ar putea fi folosit tot în zona Sucevei și de aceea eu consider că venind cu soluții din astea pe care să încercăm să le punem în practică cât mai repede, cetățenii pot să simtă că da, există administrație locală performantă, uite, factura la curent, factura la apă, factura la canal, sunt sub control și așa mai departe. Deci, așa văd eu administrația publică locală. Spuneți-mi, când vorbim despre acest proiect, vorbim de un proiect realizabil, dumneavoastră îl vedeți realizat, îl vedeți într-o perspectivă de timp, știu eu, finanțat și pus în practică? Proiectul este perfect finanțabil, proiectul este perfect fezabil, el poate fi finanțat chiar din trei surse prin granturi europene. Există acel program despre care am amintit cu 100 de orașe neutru climatic. Există un program care finanțează proiecte inovatoare care se cheamă Horizon Europe și există un program foarte proaspăt, se cheamă Repower EU, care este pus la dispoziția statelor de către Comisia Europeană tocmai pentru a se crea noi surse de energie verde. Ei, toate aceste surse sunt la dispoziția noastră. Realizarea, partea de parc fotovoltaic se poate realiza în maxim 6 luni de zile, va dura mai mult cu partea de hidrolizoare, cu partea de producție de hidrogen. După părerea mea, un an de zile este un termen arhi-suficient și am putea într-un an și jumătate să ne mișcăm în domeniul ăsta. Eu zic că lucrurile se pot face și cu viteză mai mare, pentru că s-au realizat proiecte. Eu nu vorbesc despre experiențe, eu nu vorbesc despre lucruri care nu există, vorbesc despre proiecte care s-au realizat în Franța, în Belgia, în Olanda, nu mai vorbesc din Asia de Sud-Est, este plină de astfel de proiecte cu parcuri fotovoltaice flotante. Este un proiect în care personal cred foarte mult și sunt optimist, pentru că absolut toți cu cei cu care am vorbit, începând cu primăria municipiului Suceava și chiar cu Consiliul Județean Suceava, toată lumea s-a arătat foarte deschisă. Cine credeți că ar trebui să ruleze un asemenea proiect? Ar trebui primăria Suceava să se implice singură sau Consiliul Județean ar putea fi cel care ar putea susține, sau o asociere de localități? Cum credeți că ar fi mai bine? Consider că o asociere de cel puțin trei, să zicem, dirijori ar fi necesară. Suprafața de apă, bineînțeles, suprafața de apă fiind practic pe teritoriul UAT Suceava și UAT Mitocu Dragomirne, cei doi primari trebuie să fie parteneri. Să zicem, parteneri. Bineînțeles că un astfel de mega proiect care în final s-ar putea să ajungă la 140 de milioane de euro trebuie numai decât să fie dirijat de către Consiliul Județean și nu numai, iar lucru cel mai important între cei trei parteneri, dorința mea este, tot cu tritul de noutate, să obținem o finanțare directă de la Comisia Europeană. Toate cele trei surse de finanțare pe care le-am menționat sunt surse de finanțare directă, deci nu prin Guvernul României, nu prin autoritățile de management. Încercăm să scurcircuităm puțin, să șuntăm birocrația, pentru că toată legătura care am avea-o cu Comisia Europeană ne-ar conferi un mare avantaj. O relație directă, într-adevăr, nu este simplă, pentru că, de exemplu, toată corespondența se face în limba engleză. Eu m-am oferit, pentru că am lucrat în afară și încă am abilități, să ofer experiența care o am în comunicare și să încercăm să facem acest proiect
pe direct, ar fi o noutate și pentru Suceava să putem să obținem o finanțare prin băncile de investiții cu care lucrează Comisia Europeană. Este vorba de Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană Berdu, de da. Reconstrucție și Dezvoltare, Berdul. Iar pentru cetățeni asta ar însemna viteză, ar însemna garanția că vor fi că acest proiect va include utilaje și componente la cea mai înaltă tehnică și practic ce există pe piață. Nu o să ne trezim cu tot felul de lucruri fake de prin, nu dau exemplu din ce zonă, dar vor intra în competiție firme serioase, vor intra în competiție furnizori serioși, numai firmele mari, n-am să le pronunț numele, sunt firme din Germania, sunt firme din Franța, din Olanda, care ei oferă aceste electrolizoare, de exemplu, foarte performante, care, cu care se poate obține un hidrogen de foarte înaltă puritate. Și din punctul ăsta de vedere, lucrul direct pentru cetățean va aduce numai beneficii. Deci vom avea o investiție la nivel european într-un termen scurt, vom avea o investiție care va funcționa cu siguranță, nu se va pune problema că cineva a uitat ceva să facă pe la final și ne trezim cum ne-am trezit cu mirosurile alea prin mall-uri, prin de la stațele de epurare, care au fost făcute tot pe fonduri europene, dar care pe la final cineva a uitat să mai termine procesul tehnologic și până la urmă cetățenii suferă. Spuneți-mi, ați discutat cu domnul Lungu despre acest lucru, despre modalități? Bineînțeles. Care a fost aclinarea? Este foarte deschis, este foarte de acord, m-a sprijinit jos cu pălăria din punctul ăsta de vedere. Am văzut toată deschiderea la dumneavoastră. Ați avut un dialog și la nivelul Consiliului Județean pe această temă? Același lucru, am avut întâlniri și la nivelul Consiliului Județean, toată lumea foarte deschisă și pozitivă, într-un singur cuvânt. Toți își doresc, da, avem nevoie, hai să începem să facem treaba. Și cum se pot pune în mișcare lucrurile? Cum îi puteți anima să depășească această etapă, să spunem, a propunerilor frumoase? Eu îmi doresc foarte mult ca lucrurile să înceapă să se miște. Nici nu vreau să presez într-un mod care să ne conducă la efecte de reacție, pentru că totdeauna la acțiune există reacțiune. Eu încerc să-mi folosesc abilitățile care le-am dobândit pe plan profesional și să încerc să-i inspir. Nu cred că trebuie să-i lămuresc, pentru că oamenii au înțeles despre ce e vorba. Vreau să-i inspir, vreau să-i motivez, vreau să le spun că nu sunt în pericol și, dimpotrivă, pot să facă un lucru pentru care să merite felicitări, să merite respectul cetățenilor, până la urmă, că de aia suntem unde suntem. Ok, este unul dintre proiectele noastre, presupun că aveți în vedere și altceva. Da, am propus colegilor mei un proiect care are în vedere managementul deșeurilor. Este un alt pilon în același proiect, Suceava, unul din cele 100 de orașe neutru climatic. Am propus un sistem de procesare al deșeurilor menajere împreună cu acel nămol rezultat de la epurarea apelor uzate. Suceava are o problemă. Cu toții știm, vara, în zona molurilor pe acolo, există un miros care efectiv este de neacceptat, după părerea mea. Soluția care am propus-o are în vedere procesarea deșeurilor menajere și a acelor nămoluri.
este o soluție, este un o procesare fără emisii de bioxid de carbon, care în final transformă deșeurile menajere și nămolul în energie, energie verde și în compost pentru agricultură. Eu încerc să insist, am avut și niște întâlniri pe la cu conducerea tehnică a CET-ului din Suceava, pentru că, de exemplu, epurarea apelor uzate este în responsabilitatea lor, cu colectarea deșeurilor menajere se ocupă altă firmă. Lucru foarte important este ca într-un termen foarte scurt să începem un astfel de proiect. De ce? Pentru că depozitarea deșeurilor menajere la moara nu este o soluție. Deșeurile trebuie procesate, nu depozitate. Gropile de gunoi nu mai sunt admise și nu mai sunt acceptate, iar administrațiile locale trebuie să vină cu soluții care să fie în concordanță cu Green Deal, hai să zicem, este un contract pe care România l-a semnat, dar pur și simplu este obligația noastră de cetățeni, ca să devenim cetățeni europeni, să ne comportăm ca atare. Spuneți-mi, și programul acesta, proiectul acesta noastră n-a intrat într-o zonă contundentă, să spunem, cu celelalte planuri. Vedem că la nivel de Consiliul Județean noi facem gropi de gunoi pe Mestecăniș, venim la Moara cu gropi de depozitare. Suceava trebuie să fie un client pentru aceste gropi, nu chiar solicităm independența Sucevei față de marile proiecte ale Consiliului Județean? Eu n-aș intra prea mult în ce s-a întâmplat. Este ceva notoriu. Vreau foarte mult să mergem în direcția cea corectă și sunt preocupat să găsesc soluții. Cum a acceptat sau cum a privit acest proiect domnul primar Lum? Domnul primar a remarcat că este responsabilitatea Ministerului Mediului și din punctul ăsta de vedere eu îl înțeleg. Ministerul Mediului așa este un fel de stat în stat prin România, dar eu cred că până la urmă noi trebuie să avem propriul nostru Minister al Mediului în Suceava și ar trebui să acționăm responsabil, trebuie să acționăm în direcția cea corectă, să ne gândim la soluția corectă pentru cetățean și dacă facem lucruri corecte și bineînțeles legale, nu cred că cineva poate să ne blameze sau riscăm ceva, ci dimpotrivă. Am înțeles. Spuneți-mi, pe domnul Lungul știați din perioada în care conduceați fabrica de rulmenți, mea lui era în partea cealaltă, ați avut, v-ați cunoscut, v-ați întâlnit, ați discutat? Nu ne-am cunoscut, dar bineînțeles că îl știam. Pe vremea când eram director la rulmentul, dumnealui era contabil șef la Ambro, la fostul CCH, și bineînțeles că ne știam așa, dar nu am avut... Nu știu, nu aveți amintiri cu dumnealui din perioada aia? Am văzut, m-am uitat un pic când m-am documentat, am văzut că mai aveți așa în amintire întreprinderea de rulmenți, am văzut că aveți chiar în proprietate câteva acțiuni de la acea societate, da. Chiar m-am mirat. Am avut două contracte de management, am obținut profit, în loc să primim bani, am primit acțiuni, dar așa a fost atunci, să fie. Am înțeles. Important este că pe perioada în care am fost manager la Rulmentu, în ambele mandate, am avut două mandate acolo, am obținut profit, iar în 1999, când am plecat de acolo, întreprinderea avea 1800 de angajați, era pe profit și îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Prin 2004 s-a privatizat. Eu n-am mai fost pe acolo, cred că
cei loco știu mai bine decât mine ce s-a întâmplat prin acea privatizare. Dacă a fost de succes sau nu, vedem. M-am uitat un pic în prezentarea pe care v-ați făcut-o pe site-ul partidului și am remarcat cuvântul emigrat, ați emigrat în 99. Cum a fost? Da, pur și simplu, eu nu am fost un căpșunar, nu pot să mă plâng că nu aveam un serviciu, ci dimpotrivă. Eu am plecat din alte considerente, pur și simplu îmi doream să văd ce pot să fac din punct de vedere profesional, cât de departe pot să ajung. Îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Ingineria m-a pasionat pur și simplu și am vrut să văd experiența germană, dacă pot să fac față. A fost un fel de pariu cu mine însumi. Iar apoi din Germania, bineînțeles că am vrut să văd și peste ocean cum este și pur și simplu motorul care m-a purtat în așa zisul exil a fost unul profesional de această dată. Vorbeați despre un pariu, există și un pariu politic cu dumneavoastră, acum ce vă propuneți? Deocamdată nu mă gândesc decât să-mi fac treaba și să realizez măcar ceva din ceea ce am promis acum 2 ani. Pentru mine este foarte important lucrul ăsta și să nu fiu cumva, deși este foarte greu, misiune imposibilă aproape, să scap de aceeași etichetă pe care oamenii o tot lipesc pe fruntea oamenilor politici. Am înțeles. Vă doresc succes în zona asta. Vă doresc succes și la prezentarea de săptămâna viitoare în susținerea proiectului pe care îl văd foarte important. Emisiunea noastră s-a încheiat. Sunt Florin Cotos. Până săptămâna viitoare, toate cele bune! We'll be right back.